Potrivit IPJ Alba, miercuri, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către administratorul unei societăți comerciale din Sebeș cu privire la faptul că din curtea societății au fost sustrase mai multe bunuri. În urma cercetărilor efectuate de polițiștii de investigații criminale a fost identificată o persoană bănuită de comiterea furtului, un tânăr de 27 de ani din Municipiul Sebeș, care a tăiat gardul împrejmuitor al societății și a încărcat într-o căruță 1000 de kilograme de elemente metalice, iar din cabina unui camion a sustras mai multe documente. Prejudiciul a fost recuperat parțial, iar față de tânăr a fost întocmit dosar penal în care este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.